Conferința intitulată Măsuri pentru maximizarea impactului finanțărilor europene la nivelul strategiilor de dezvoltare locală, susținută săptămâna trecută la Câmpul Lung, a fost un bun prilej pentru agricultorii mușeleni de a se informa, dar și de a face cunoscute problemele cu care aceștia se confruntă. Unul dintre agricultori foarte cunoscut în această zonă, pentru a fi mai convingător, Cristi Edu nu a venit cu mâna goală, ci a adus o pungă plină cu legumele cultivate de el în solariile de la Schitul Golești: morcov, pătrunjel, varză, dovlecel, usturoi, ceapă verde, spanac și ridichii, dar și un borgan cu viețile care i-au nenorocit o parte din culturi. Acesta spune că în mare parte banii de la Uniunea Europeană se duc pe miliardele de melci care distrug culturile. Toate comunele din zonă sunt împânzite de acești melci aduși din Spania, din peninsula iberică, și se cheltuiesc foarte mulți bani pentru distrugerea lor. Și de ce am venit aici? Avem o problemă. Banii din Comunitatea Europeană se duc pe aceștia. Melci. Deși miliarde de melci, nu un melc, ne confruntăm cu o problemă foarte gravă la nivel, nu eu ca agricultor în comuna Schitul Golești. Toate comunele de aici în zonă sunt împărțite de acești melci care sunt aduși din Spania, din peninsula iberică, și cheltuim foarte mulți bani ca să-i distrugem. Deci, degeaba ne dă miliarde de euro Comunitatea Europeană dacă ne-a dat și aceste... Da. Și mai am aici ridic de lună. Am și spanac și usturoi, deci... Și am și varză. O varză destul de frumoasă. Dar mergi aceștia, o mănâncă foarte repede. Deci trebuie să luăm măsuri foarte drastice, exact cum sunt lăpustele acelea în Australia, distrug plantații întregi, devastează, așa sunt aceștia. Puteți să veniți la fața locului, să vedeți culturi mâncate de acești melci. Deci nu putem, deci un fermier care nu are bani, dă faliment. Deci melci aceștia, dacă merg în, cum să vă spun, se duc în alte plantații unde sunt plantațiile cu micule mai mari. Soluția pe care o solicitați. Soluția care o solicit pentru să vină ajutor de la stat, să ne dea granule, pentru că eu am cheltuit foarte mulți bani ca să distrug pentru mine, dar mergeți și vedeți. În comună, în comuna Schitul Golești, în Câmpul Mușel, în zona Mălcușii, în Boteni, în toate localitățile se confruntă cu o problemă. Deci asta nu este numai aici. Problema aceasta este, am văzut și la Brașov, am văzut și la Târgoviște, am văzut în multe zone. Deci trebuie să luăm măsuri, exact cum au luat măsuri cei din Australia pentru lăpuste, așa trebuie să luăm și noi măsuri pentru melci. Ca să mâncăm varză. Altfel nu o să mai mâncăm. O să renunțăm. Și eu nu vreau să renunț, știți? Și a spus că veniți la mine. Vicepremierul Daniel Constantin a recunoscut că nu știa de invazia melcilor roșii, dar a promis că va lua măsuri pentru stoparea fenomenului, care tinde să ia amploare de la an la an. Potrivit specialiștilor, se pare că limacșii au ajuns pe meleagurile muștelene, odată cu pământul de flori cu turbă importat din străinătate. Cred că dumneavoastră este cel mai bun exemplu că și într-o exploatație mică, când aveți exploatație foarte mare acolo, se pot obține produse de calitate pe care eu le-am remarcat de fiecare dată la viețele. Deci, am 6 hectare de teren, am datorie la bancă, am și datorie așa, banii împrumutați, mă confrunt cu problema pentru că nu am bani ca să pot să-mi dezvolt afacerea. Și mai mă confrunt și cu problema aceasta, cu melci. Puteți să veniți și să vedeți în miliarde, domnule, miliarde, poate să ne dea Comunitatea Europeană miliarde de euro, ne dă și miliarde de melci și ne mănâncă culturii. Și o să ajungem o țară în care nu poți să faci nimica. Uitați, întrebați cu oricine care are grădină. Să confruntă cu problema aceasta. Bun, o să rog Direcția Agricolă să facă o analiză, să vedem în ce măsură afectează la nivel de zonă. Eu n-am mai văzut până acum, n-am mai auzit de problema aceasta. Trebuie să vedem dacă e o situație locală sau o situație centralizată și pe astfel de situații putem să intervenim cu un ajutor de minis. Așa cum am intervenit, de exemplu, și acum suntem în pregătire cu un ajutor de minis pentru cei care au fost calamitați, există riscul de calamitate și aici, de grindină, în jurul Bucureștiului. Putem să intervenim, mai ales că nu cred că problema generalizată este locală și se poate aborda un ajutor. Dar, dincolo de acest lucru, nu știu cum au ajuns din dumneavoastră, spuneți că din Spania, nu știu că ce este clar. Și spune că sunt avuși cu pământ de flori și cu turbă.
Deci eu nu am fost în Spania. Dar cei care au fost în Spania și s-au privat de acolo, iau și o glasă cu voi. A dus-o, acolo a fost ouă de mergi. Și așa s-a mulțit. Deci sunt invazii, vă spun, sunt devastatori. Ăștia umblă și ziua. Deci nu umblă numai noaptea, umblă și ziua. Dacă e în nora afară, e umblă ziua și devastează toate pădurile. Deci ne confruntăm cu o problemă foarte gravă. Dacă nu se ia măsuri, eu am 6 hectare de teren, mă restrâng la 1 hectar de solarii care le am și celelalte 5 hectare de teren, să le ia cine o vrea, să le muncească cine o vrea și nu o să mai produc nici păstânac, nici mortop, nu o să produc, că facă din 1 hectar. Asta aveți dumneavoastră, eu cred că nu vreți. Bun, vă promit că o să facem analiza cât mai rapid. Vă mai spun un lucru, dacă îmi permiteți, vă spuneați de ajutor pentru agricultură. Vrem să introducem, din anul 2015, pe sprijin, odată ce s-a modificat politica agricolă comună, avem posibilitatea să acordăm anumite plăți cuplate de producție. Wow. Și vrem să introducem și legumele în categoria de plăți cuplate, adică de carne și de lapte, pentru că sunt sectoare care trebuie sprijinite în această perioadă. Și în alt care vă au primit sprijin până acum.